Partidul Național Liberal, ca element principal de opoziție, este dator să semneze aceste derapaje și să arate adevărul românilor. Partidul lui Victor Ponta a semnat? Cei câțiva parlamentari? Deocamdată nu putem vorbi acolo de un partid. E vorba de un grup de independenți, este problema lor internă ce vor face mai departe, dar din grupul parlamentarilor neafiliați, a parlamentarilor independenți, sunt parlamentari care au semnat această moțiune. Vă pregătiți să intrați, așa cum spuneați, mai dăuneți la guvernare. Am înțeles că ați creionat și un guvern din umbră și alianța ar urma care să fie PNL, PMP și USR? În primul rând, lucrurile trebuie luate etapă cu etapă. Sigur că se lucrează și prin comisiile de specialitate pe care noi le avem configurate, deja lucrează. Structurăm măsuri pentru România, pentru a scoate România din acest impas. Întotdeauna vom fi de acord că oamenii trebuie să trăiască mai bine, trebuie să avem grijă să avem creșteri salariale și a pensiilor sustenabile, nu cu o mână să dăm și cu două să luăm, mărim salariul cu 20% și apoi prin impozite, prin taxe, prin creșterea costului vieții, prin inflație, prin creștere de prețuri la energie, la combustibil, la comunicații, toate care influențează mai departe creșterea prețurilor la alimente, la industriale, să facă ca viața să fie mai scumpă și să iei din buzunarul românilor prin aceste măsuri ușor vizibile la prima vedere, dar care se simt rapid atunci când costul vieții crește 30-40%. Deci lucrurile trebuie făcute mult mai responsabil și Partidul Național Liberal este pregătit să vină cu astfel de măsuri care să aducă un plus în viața românilor, o stabilitate, o dezvoltare a țării, pentru că suntem la un minim în ceea ce privește atât investițiile publice care au scăzut cu circa 25% în acest an, numai față de anul trecut. Am văzut că mereu s-au luat bani de la Ministerul Dezvoltării, de la proiecte și s-au dus către cheltuieli, către cheltuieli salariale, de pensii, de ajutoare sociale. Lucrurile trebuie făcute cu cap. Țara asta nu trăiește astăzi, mâine sau într-un an de zile. Țara asta trebuie construită și clădită pentru zeci și sute de ani și de aceea responsabilitatea trebuie să fie majoră. Noi credem că aceste lucruri trebuie făcute cât mai sustenabil și durabil și acest lucru ne determină să depunem și această moțiune de cenzură și să dorim ca acest guvern responsabil să plece acasă. Apoi, odată întâmplat acest lucru, în pasul 2, vom creiona lucrurile astfel încât să asigurăm o majoritate și să putem propune un guvern stabil României.